Sper ca măcar cei care se cheamă Ioan să voteze acest amendament. Avem multe biserici cu hramul ăsta, așa că... Speranța că dânsul va capacita și grupul parlamentar PD, care nu prea este dus pe la biserică, să susțină acest amendament. Aș vrea să susțin un calup de amendamente, ca să, dacă sunteți de acord. Cât entuziasm în sală! Sunt de-a dreptul încântată, vă mulțumesc! Vă propun totuși, domnule președinte, să citesc, să dăm votul și apoi să citesc. N-am înțeles ce metodă mi-ați propus. Doamna deputat Cristina Pocora. Da, vă obosesc, băieții ăștia. Domnul deputat Horia Uiorean. Nu vă dor picioarele. Trebuia să punem niște scaune aici, nu mă vă sculați și mergeați la microfon. Da, de când am auzit că doamna Aura mi-a spus că pot vorbi oricât, totuși eu îmi restrâng la un minut. Vorbesc mai tare, atâta tot ca să mă auziți și să mă audă cei din fundul sălii, da? Vă rog. Deci, de unde să vă audă? Cei din capătul sălii, poftim. Cu toată oboseala, cu toată dedublarea vederii dumneavoastră, vă rog să constatați că la această oră nu mai suntem în quorum. Dacă în sală sunt mai mult de 120 de persoane, eu le mănânc pe celelalte care le găsiți dumneavoastră în plus. O să vă stea în gât, domnule deputat, vă spun eu multe. Nu poate să-mi stea în gât cât pot eu să mănânc. Când era domnul Băsescu, vă dădeați peste coate să-i întindeți paharul, domnul coleg. Mulțumesc, domnul coleg, mulțumesc. E nevoie de o pauză ca să se mai răcorească puțin creierele înfierbântate, ale unora, evident.